Salutări la toată lumea, bine ați revenit la o nouă reacție pentru Dimaș Golden din 2021. Fans, o să fac reacții la tot ce are Dimaș. Asta era următoarea în lista mea, de asta depinde cum le nimeresc. Evident, o să fac și la Olimpic, o să fac și la Autumn Strong, o să fac și la Pasiune și la tot. Pentru că, fans, mie îmi place Dimaș, dacă o să vă dați și pe canalul în engleză, am făcut foarte, foarte, foarte multe reacții pentru Dimaș, pentru că vocea asta e unică și îți oferă relaxare când o asculți. De asta eu recomand tuturor să asculte Dimaș, mai ales dacă e pentru prima dată când asculți o piesă de-a lui Dimaș. Ascultă toate piesele lui. Bun, Golden. Your song I do feel like a spell if you disappear. Think that you cannot tell, but with every word you speak, we can see our vision crystal clear. So when the silence I suffer and the ashes give up. Și îmi place că face și niște show-uri spectaculoase. Evident, dacă o să uitați la mișcările lui, o să regăsiți Michael Jackson în mișcările lui. Eu mă bucur când văd pe cineva atât de talentat, care totuși știe să arate așa un fel de apreciere pentru un alt artist, mai ales un artist care a decedat. Și Dimaș mereu a arătat respectul ăsta față de Michael Jackson și, bine, față de alți artiști, nu doar față de Michael. Dar în mișcările lui, mereu, cum îl văd, deja îmi vine minte Michael Jackson. Super mișto și încă un lucru care îmi place la el, e foarte deștept. Pentru că, vedeți, cântă, dansează, dar ați observat că el are și o casă de producție sau ceva de genul. Pentru că ați văzut la început Dimaș, cum se zice, Dimașali, Creative, nu știu ce. Bănuiesc că e ca un fel de label de muzică sau o casă de producție, de ceva vizual sau ceva de genul. Sunt sigur că el are și niște business-uri. Eu de obicei încerc să nu mă documentez, vreau să aflu lucrurile pe parcursul reacțiilor, pentru că dacă m-aș documenta despre un artist, de exemplu, reacția mea după aceea ar fi foarte influențată de acele lucruri. Și așa mai bine învăț pe parcurs niște chestii despre persoana respectivă. Și din tot ce am văzut până acum legat de Dimaș, arată că el nu este doar o voce de aur, dar are și o minte foarte sclipitoare. Și încă un motiv să-l apreciem. We are golden.
Super mișto, dar e ceva de așteptat când vine vorba de Dimash. Înainte să închei reacția, sper că o să vă uitați și la celelalte reacții, nu doar la cele cu Dimash, pentru că s-ar putea să descoperiți unii artiști sau unele trupe care o să vă placă, chiar și de rock. Pentru că nu toate sunt, cum zice prietena mea, zdrângăneli. Chiar au niște voci spectaculoase și eu întotdeauna am încercat să fac reacții la lucrurile care îmi plac mie, în primul rând. Și așa a fost și de-a cu acest canal. Am zis, ei, artiștii și trupele pe care eu îi admir, vreau să fac reacții pentru ei în ideea ca să ajungă să aibă cât mai mulți fani în România, în ideea de concerte aici. Vedem ce o să fie pe viitor. Dar asta, sper că o să vă uitați și la celelalte reacții și eu cred că o să descoperiți lucruri interesante legate de alți artiști și trupe. Evident, o să fac o grămadă de reacții pentru Dimash, pentru că el are și un catalog muzical impresionant, are foarte multe piese și asta arată că el lucrează foarte mult și o să fac și pentru alți artiști de genul Gabriel Enrique, Marcelito Pomoi, Roland Abante, tot așa niște bărbați care au voci super mișto. Evident, nu au vocea lui Dimash, asta e clar, pentru că Dimash este unic. Orice ar spune oricine, nu există. Dar la fel, sunt niște artiști super mișto și aceia. De-aia eu vă recomand să vă uitați la toate reacțiile mele. Și evident, prin asta și, să zicem, susțineți canalul, pentru că dacă fac vizualizări, YouTube recomandă la cât mai multe persoane și asta înseamnă că și videourile, de exemplu, cu Dimash vor fi recomandate la cât mai multe persoane, aducem noi fani. Dar vedem. Eu vă mulțumesc, doresc la toată lumea multă sănătate, o zi cât mai frumoasă și să sperăm că nu ne topim cu căldura asta. La revedere!